întâmplat la fel de dinamică precum a colegului meu, dar sper să vă ofere informații pe care să le considerați utile. Eu așa cum să vedem. Vă voi vorbi despre un proiect, de cercetare în România, geoidea.ro. Voi începe prin a vă prezenta câteva tehnicalități, le-am spus eu. Apoi o să încercăm să definim câteva termeni de care ne vom lovi în această prezentare. Vom discuta puțin despre contextul legislativ, pentru că în cadrul acestui proiect și dezvoltarea lui, contextul legislativ este foarte important. Vom discuta apoi foarte puțin despre stadiul actual la noi, ce facem și apoi, bineînțeles, care sunt obiectivele proiectului și activitățile pe care le vom îndeplini și pe care le-am îndeplinit până acum. Bun. Cum am spus, este un proiect de cercetare. Este finanțat printr-un program de cooperare în România Epechia, prin fondul tematic de cercetare, ca autorități responsabile din partea României, UFSCDI și din partea Epechiei este Fondul Național de Cercetare Epechian. Ca instituții în colaborare pentru dezvoltarea acestui proiect, avem UTCB, Universitatea Tehnică de Construcții și, în principiu, Centrul de Cercetare în Inginerie Agro-Subterană. Din partea Elveției avem Institutul de Geomatică și Cartografie de la Universitatea Politehnică Federală. Durata proiectului este de 3 ani. Bugetul era pe slide. Ce înseamnă GeoIDEA? În primul rând, acesta este un acronim. El vine de la GeoIDEA, Governance Initiative for Development and Economic Advancement in Romania. Ce ne propunem practic, într-un mod foarte simplist, să spun așa, o frază care prin care încercăm să înglobăm ceea ce ne dorim să realizăm prin acest proiect. Practic, noi ne dorim o colaborare științifică și practică cu 6 instituții publice pe care le voi prezenta în următorul slide. Sunt selectate, sunt pilot, în vederea realizării unui model de deschidere a geodatelor publice, având în vedere obligațiile legale asumate de către România. Acum, după cum observați, am folosit acolo o noțiune pe care vreau să o accentuez, este vorba despre geodate publice. Acum sunt convinsă că majoritatea dintre dumneavoastră cunoașteți prin termen geodate, date geospațiale, date geografice, dar public. Când vorbim de date publice, ne referim la date care sunt produse sau colectate de către o instituție publică, cum este ANCPI, cum este ANM și așa mai departe. Așa, un alt aspect foarte important pe care sper că l-ați remarcat, face referire la obligațiile pe care România și le-a asumat. Și a asumat în mod public față de comunitatea internațională. O să începem să facem un downscaling așa, care este situația la nivel internațional, european și a României din punct de vedere legislativ. Internațional. Cel mai important acord, care este un driver, un catalizator pentru această mișcare de deschidere a informațiilor publice, indiferent că sunt geografice sau nu, e Open Government Partnership, cunoscut sub OGP, în română Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă. România și-a asumat a semnat acest parteneriat în 2011 la invitația Statelor Unite și odată cu semnarea acestui acord și-a prezentat și un plan național de acțiune. Ca foarte scurt istoric pentru OGP, acesta a fost înființat în 2011 de către 8 guverne, UK, SUA, Indonezia, Mexic, Brazilia și la mea așa. Ideea de bază a acestui parteneriat internațional este să dezvolte o guvernare cât mai transparentă și cât mai responsabilă. Și unul dintre pilonii esențiali pentru a realiza acest lucru este deschiderea datelor pe care instituțiile publice, adică și finanțate din banii contribuabililor, le dețin, le produc, le dețin. La nivel european, există o directivă foarte importantă pe care vreau să o aveți în vedere. Este vorba de directiva reutilizării informațiilor publice. Ea se numește Public Sector Information Reuse și o veți găsi de obicei sub
numele, să zicem așa, directiva PCI. Ea a fost dată în 2003, dar în 2013 a fost revizuită. O altă directivă foarte importantă, de care sunt convinsă că ați auzit până acum, este directiva INSPIRE din 2007. Practic, PCI spune același lucru, informațiile publice, informațiile produse sau colectate cu bani publici trebuie să se întoarcă la contribuabil fără a fi necesară o reinvestiție, o replată a acelor informații. Cadrul legislativ în România. În România, cea mai cunoscută lege este legea 544 din 2001, dar acesta este doar la dreptul de informare. Nu aveți voie, dacă veți face o astfel de cerere la o instituție, pe baza legii astea, vă poate oferi informația, dar nu aveți voie să o utilizați, să o folosiți. În momentul în care România a aderat la Uniunea Europeană, a trebuit să transpunem și directiva pentru reutilizarea informației. În legislația românească s-a considerat că este mai bine ca pentru această directivă să se dezvolte o nouă lege. Aceasta este 109 din 2007, dar nu este, să spunem așa, între noi fie vorba luată prea mult în seamă, pentru că această lege nu are practic nicio sancțiune prevăzută. Adică în momentul în care vă duceți, faceți o cerere, dacă nu vă răspunde nimeni, nu puteți, practic, din punct de vedere legal, să luați nicio măsură, să vă duceți să spuneți, domnule, nu mi-a oferit informația. Bun, directiva revizuită ar trebui să impună și aceste sancțiuni. Și, bineînțeles, ordonanța guvernamentală din 2010 pentru instituirea unui consiliu pentru implementarea directivei INSPIRE. Bun, acum că am vorbit de cadrul legislativ și aș vrea să pun accent de ce am vorbit de contextul legal, GeoIDEA, deși este un proiect de cercetare, el s-a dezvoltat și se va dezvolta în continuare și din punct de vedere și susținut de partea legislativă din România. Ce ne-am propus ca activități? Un număr de 6 activități care să ne ajute în atingerea obiectivului prezentat la început. Prima activitate, deja avem rezultate pe care vă invit să le vedeți, sunt în forma unor rapoarte. Rapoartele sunt, le puteți downloada, utiliza, refolosi și așa mai departe. Prima a fost pentru analiza strategiilor internaționale, referitoare la datele deschise și a literaturii de specialitate care stă la baza acestor strategii. Bineînțeles că nu ne dorim să reinventăm roata, prin urmare am hotărât că cel mai bun lucru ar fi să aruncăm o privire la vecinii noștri de peste mări și țări și de peste hotare, așa, să vedem modul în care ei au abordat această noi, nu i-aș spune neapărat problemă, această mișcare. A doua activitate se referă la analiza impactului adoptării acestor politici de date deschise. De ce vor fi adoptate și știm treaba asta? Datorită cadrului legislativ pe care vi l-am explicat la început. Lucrurile acestea se vor întâmpla. Este important ca noi, comunitatea științifică și noi care ne ocupăm și utilizăm date geografice, geodate, în fiecare zi, să putem oferi un ajutor, o colaborare acestor instituții pentru a dezvolta un model viabil și sustenabil. Bun, șase instituții, agenții guvernamentale de care vorbeam la început, selecționate sunt Agenția Națională de Cadastru și Publicitate, evident, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor, Institutul Geologic al României, Administrația Națională de Meteorologie, Institutul Național de Statistică și Institutul de Meteorologie și Amenajări Silvice. Având în vedere că atunci când lucrăm cu instituții publice, avem mai tot timpul nevoie de un cadru legal, de un cadru, să spunem, formal în care să lucrăm, în care să colaborăm, am încheiat un acord de colaborare între UTCB, Centrul de Cercetare, și Departamentul de Servicii Online și Design. Acest departament face parte din Cancelaria Primului Ministru și este departamentul care ne-a încheiat acest acord pentru că acești domni de aici sunt cei responsabili pentru implementarea
tuturor obligațiilor pe care România și le-a asumat în momentul semnării parteneriatului pentru o guvernare deschisă. Așa, să continuăm cu activitățile. A treia activitate, de altfel foarte, foarte importantă, pe care noi vom lucra destul de mult, va fi de crearea de tehnologii inovatoare și de instrumente pentru publicarea online a geodatelor. Acest lucru se va realiza abordând probleme cunoscute, bănuiesc de dumneavoastră, cum ar fi armonizarea datelor, calitatea acestora, identificator de calitate și, bineînțeles, în dezvoltarea geoportalului vom avea în vedere și o colaborare, din realizarea unui cadru prin care să putem colabora cu utilizatorii. Apropo de aceste tehnologii, pe site-ul nostru deja avem geoportalul, este funcțional. Vă invit cu multă căldură să intrați pe geoidea.ro la acest portal, să-l utilizați și să luați legătura cu noi, ce ați dori să vedeți, ce vi s-ar părea interesant, unde credeți că ceva nu este potrivit. Practic, în acest portal noi ne propunem să aducem semnul de date geospațiale, toate la un loc, toate pentru România, pentru ușurarea căutărilor utilizatorilor de date geografice. A patra activitate va consta în dezvoltarea unei metodologii comune de publicare a acestor geodate și apoi aceste metodologii pe care noi le vom analiza, le vom șlefui, le vom pune cap la cap, vor fi sintetizate într-un cookbook sau într-un manual de bune practici. Dacă noi nu inventăm apa caldă, nici am zis să nu o facem. A cincea activitate se va referi la exploatarea instrumentelor și metodelor de scădere a costurilor publicărilor datelor spațiale. Bineînțeles, problema financiară este întotdeauna o problemă vie, de actualitate, indiferent de economie, indiferent de lumea în care trăim. Prin urmare, interesul nostru este întotdeauna să scădem aceste costuri. Bineînțeles, modul în care noi ne-am gândit a fost prin aportul comunităților de voluntari. Avem câteva exemple în vii, grăitoare, și sunt convinsă că și dumneavoastră cunoașteți mai mult decât cele trei exemple pe care le-am menționat. Și cea de-a șasea activitate se referă la organizarea evenimentelor de tip hackathon sau codefest, sau noi am încercat o denumire în limba română, pe seminar deschis, pentru a demonstra concret autorităților și nu numai avantajele pe care le avem și plus valoarea adăugată acestor sete de date eliberate din partea instituțiilor publice. În vederea acestei activități, realizării acestei activități, noi deja avem două hackatoane la activ, dacă pot să spun așa. Primul a avut loc în cadrul conferinței de care vorbea colegul meu Cristi. Este vorba de Fosfor GC din 2013. Hackathonul a fost organizat în data de 21, în fine, numărul de participanți a fost de 15, numărul de proiecte la care s-a lucrat a fost 4. Vă invit să intrați pe pagina respectivă și să căutați cele 4 proiecte. Bun. Următorul hackathon, al doilea hackathon pe care l-am organizat, a fost chiar de Ziua Internațională Open Data, care este 22 februarie. Numărul de participanți mult mai impresionant, a fost de 60 de participanți, numărul de proiecte 24. Ideea acestui hackathon a fost utilizarea informațiilor care se găsesc pe portalul guvernamental data.gov.ro, unde se publică toate informațiile publice, toate datele publice liber. Vă invit să verificați și acest portal. Aici nu veți găsi numai informații geografice și informații statistice și așa mai departe. Și ca să păstrăm legătura, interesul nostru este ca în dezvoltarea acestui proiect să avem o colaborare cât mai deschisă cu utilizatorii acestor informații și ceea ce noi construim să vină în sprijinul utilizatorilor. Astfel că vă invit
Din două săptămâni să ne mai vizitați site-ul, ne mai punem informații în geoportalul respectiv, mai publicăm un raport și așa mai departe. Site-ul este joindea.ro, bineînțeles, suntem și în mediul social, pe Twitter și pe Facebook. Vă mulțumesc!